La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o nouă etapă din Liga a IV-a. În seria nord a competiției maramureșene de fotbal, Avântul Bârsana a reușit o nouă victorie după ce s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Foresta Câmpulung la Tisa. În urma acestui succes, echipa din Bârsana se menține pe prima poziție a clasamentului, la 7 puncte de următoarea clasată, Iza Dragomirești. Echipa din Dragomirești a reușit cea mai clară victorie din această etapă, după ce s-a impus cu 6-0 în deplasarea de la Săliștea de Sus. Tot în cadrul etapei a 14-a din seria Nord, Plimob, Sighetu Marmației și Bradul Vișeu de Sus au încheiat la egalitate scor 2-2. Metalul Bogdan Vodă a învins cu 4-0 ASR Meți, iar Zorile Moisei a trecut cu același scor de CSO Borșa. Salina Ogna Șugatag a stat în această rundă. În seria Sud a Ligii a IV-a la fotbal s-au jucat doar 3 meciuri, după ce partida dintre Progresul Dumbrăvița și Minerul Cavnic nu s-a disputat, deoarece echipa oaspete nu s-a prezentat la meci. FC Lăpușul Târgu Lăpuș rămâne pe prima poziție a clasamentului cu un avans de 4 puncte față de Progresul Dumbrăvița, care are însă un meci mai puțin disputat. Echipa din Târgu Lăpuș s-a impus cu 2-0 în deplasare la CSS Ini, iar Comuna Satulung a câștigat cu același scor meciul disputat cu CS Fărcașa. Partida dintre Progresul Șomcuta Mare și AS Gloria Chechiș s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.